În fiecare zi, 3 femei din Moldova sunt diagnosticate cu cancer mamar. Din păcate, multe dintre ele ajung pe patul de spital mult prea târziu pentru a fi tratate. Lipsa de timp, dezinformarea și grijile cotidiene lasă cumva sănătatea la coada priorităților. Cu toate acestea, sunt femei care au demonstrat că sunt mai puternice decât boala și au ieșit învingătoare. Este și cazul Zinaidei Scripnic, o femeie care acum 3 ani a primit diagnosticul îngrozitor de cancer mamar. La 45 de ani, la câteva zile după Revelion, Zinaida Scripnic a întâlnit o altă dimineață, una care i-a schimbat viața la 180 de grade. Am depistat pe cămașa mea de noapte o picătură de sânge, dimineața. Și, m-am uitat la sânul de unde venea acea picătură de sânge și am văzut că mamilonul este crăpat și din el să strecura picături de sânge. Nu a stat mult pe gânduri și s-a adresat imediat la medic. După ce a aflat că are o tumoare malignă la sânul stâng, femeia a intrat într-o depresie profundă, crezând că nu mai există cale de scăpare. Datorită grijei, curajului și ambiției care venea din partea celor dragi, Zinaida a reușit să treacă peste toate. Acum își amintește printre lacrimi despre cât de fragilă era în fața bolii. Am un copil, atunci avea 7 ani și i-am zis surorii mele că în caz că eu nu o să mă fac bine sau nu o să revin după operație, că mergea vorba că era deja a doua operație într-aceeași lună și zic că o să iai băiatul la tine și unde ai hrănit copiii tăi, o să o hrănești și pe-a meu. La care ea mi-a zis că nu, tu, atunci mi-a zis că tu-i faci bine și ai murit și eu tu-i crești copilul. Deci nici un fel de creștere. Tu trebuie să-l crești singur. Așa a și făcut. În mai puțin de o lună, după 2 operații prin care sânul stâng i-a fost extirpat, Zinaida s-a întors alături de familie. Pentru mine sănătatea a devenit cea mai importantă și eu sunt fericită că mă trezesc în fiecare dimineață și mulțumesc bunul Dumnezeu că sunt aici, sunt vie și sunt alături de copilul meu și pot să-mi continui activitatea. Cazul Zinaidei este unul fericit, pentru că forma de cancer a fost diagnosticată în stadiul incipient. Din păcate, multe femei din țara noastră diagnosticate cu cancer mamar ajung la medic prea târziu. O rată foarte mare de doamne se adresează la mamolog, într-adevăr, în stadiul 3 și 4. Însă, totodată, ne bucură faptul că femeile diagnosticate cu cancer mamar, stadiul 1 și 2, numărul acestora crește și acest lucru este îmbucurător. Pentru a preveni această maladie, femeile sunt îndemnate ca în mod regulat să-și autoexamineze sânii. Este important ca femeia foarte conștiincios în fiecare lună după ciclu menstrual să-și aleagă o zi unde își va inspecta și își va palpa singură glandele mamare. Dacă nu cumva s-a schimbat în culoare, în special zona mamelonului și areolei. 80% din formațiunile benigne și maligne ale glandelor mamare, doamnele le depistează de sine stătător. Cu regret, specialiștii atenționează că pe an ce trece la spital ajung tot mai multe tinere paciente. În ceea ce ține de vârsta cea mai tânără, pentru că avem paciente și de 20 de ani, avem paciente și de 22-23 de ani, ceea ce este o vârstă extrem de tânără. Totodată aș vrea să combat aici un mit precum că doamnele în vârstă, adică trecute de un 65-70 de ani, nu mai pot face patologie, foarte greșit. Cu regret, chiar și după 70 de ani, deși organismul femeii este inactiv din punct de vedere hormonal, totuși sunt diagnosticate cancere mamare. Femeile sunt îndemnate să-și supravegheze constant sănătatea, iar la prima îndoială să se adreseze la medic. Fiindcă noi moldovenii muncim până cădem în brânci și apoi mergem la doctor. De ce trebuie să mergeți, fiți foarte atente și mergeți la doctor. Fiindcă în ziua de astăzi cancerul se tratează, s-a constatat că cancerul nu mai este o sentință. În prezent, în evidența Institutului Oncologic se află peste 10.000 de femei care au cancer mamar.